Lucian Burdujan vorbește cu admirație despre hegemonia lui Shakhtyor în Ucraina. Atacantului Cernomoreț a simțit forța de joc a minerilor. Formația sa a pierdut cu 5-1 și 3-0 în campionat și din nou cu 3-0 în finala cupei. Joacă Shakhtyor Donetsk ori Barcelona, e una și aceeași, nu? Acum 6-7 ani înainte, Shakhtyor nu avea o echipă așa puternică. Acum Shakhtyor au o echipă foarte puternică și e foarte greu să le faci față. Mircea Lucescu este o legendă în fotbalul din Ucraina. Burdujan îl vede pe cel mai titrat antrenor român în activitate pe banca uneia dintre forțele Europei. Cu cine l-ai compara? Guardiola. Mircea Lucescu cred că va face pasul la o echipă mai mare. Probabil Real Madrid sau Barcelona, nu se știe niciodată. Răzvan Raț a dat meciurile din UEFA Champions League pe lupta pentru supraviețuire în Premier League în tricoul lui West Ham. Raț poate deveni om de bază pentru Ciocănari, e convins Burdujan. Are experiență, o foarte mare experiență, nu? Eu zic că pentru el nu va fi o problemă să joace în Anglia. Un campionat mult mai puternic, dar cred că va face față cu brio. Românii se simt excelent în Ucraina. Lucian Burdujan a devenit om de bază în al doilea sezon la Cernomoreț Odessa, unde e golgheterul echipei cu 5 goluri marcate, la fel ca fostul dinamovist Elis Bacai. Fostul atacant de la Rapid, Vaslui și Steaua va juca în Europa League. Chiar dacă e abia pe locul 7 în campionat cu o etapă înainte de final, Cernomoreț are locul european asigurat după ce a pierdut finala cupei 0-3 chiar în fața lui Mircea Lucescu și Răzvan Raț, deja campion cu Shakhtyor. Sunt mai relaxat acum pentru că mi-am îndeplinit obiectivul cu echipa. Sunt mai liniștit aici, ca în România. Cum ai reușit să te impui la Cernomoreț? Păi m-am impus prin valoarea mea, care eu aveam încredere în mine. Tot timpul am fost un tip optimist și asta a fost cel mai important. La început a fost mai greu, pentru că nu știam pe nimeni. Burdujan mai are doar un sezon de contract cu Cernomoreț. Atacantul de 29 de ani vrea să joace în continuare în Ucraina, unde locuiește împreună cu familia. Sunt primele 5 echipe în Ucraina și nu numai cele primele 5 echipe care sunt cu jucători foarte valoroși, jucători de zeci de milioane, dar și celelalte echipe care vor să facă față, și e un campionat foarte puternic, pentru că există corectitudine, există motivație, sunt bani și e normal să fie așa. Cernomoreț Odessa, unde s-ar clasa în România? Pe ce loc? S-ar bate la campionat.